Elevii care au obținut media 10 la bacalaureat și evaluarea națională vor primi bani de la guvern, potrivit unui proiect de hotărâre pus pe site-ul Ministerului Educației. Decarii de clasa 8-a vor primi un stimulent financiar de 1.000 de lei, iar cei de clasa 12-a 3.000 de lei. Anul acesta, 315 absolvenți de liceu din întreaga țară au luat 10 pe linie la bacalaureat, iar alți 892 de elevi se pot lăuda cu media 10 la evaluarea națională. În județul Sălaj au reușit această performanță 3 liceeni și 6 absolvenți de gimnaziu.